Ceau și bine ați venit pe canalul meu, în acest video vom realiza un fular tricotat cu modelul zigzag ajur, este un model foarte ușor de realizat și pentru a realiza acest, acest fular am folosit un fir care se lucrează cu andrele de 3,5 mm, dar voi puteți să folosiți ce grosime de fir doriți, dar bineînțeles trebuie să considerați faptul că Dacă folosiți un fir mai subțire decât cel pe care l-am folosit eu și Andrele mai subțire, în momentul acela uh, fularul va veni un pic mai uh, strâmt decât uh, al meu. În schimb, dacă veți folosi uh, un fir mai gros, uh, atunci fularul va fi mai larg decât ceea ce vedeți în imagine. Pentru a face acest fular, trebuie să punem pe Andreea 48 de ochiuri, dar pentru a ști cam cât fir ne trebuie, eu de obicei folosesc această metodă, învârt firul în jurul Andrelei. Cam câte ochiuri îmi trebuie pentru proiectul la care lucrez în cazul meu, în cazul acesta sunt 48 de ochiuri, deci învâr firul de 48 de ori. Și când am ajuns la numărul 48, nu trebuie să fac altceva decât să desfac firul care se află pe Andreea și din punctul acela voi începe să montez ochiurile, așa că voi monta, voi pune pe Andreea 48 de ochiuri. După ce am pus cele 48 de ochiuri pe Andreea, veni momentul să lucrăm bordura care se va lucra în mod foarte simplu, făcând 5 rânduri pe față. În aceste rânduri toate ochiurile se lucrează pe față. Tocmai ți-am terminat de realizat cele 5 rânduri pe față, dar vreau să specific că această bordură puteți să o faceți și mai largă decât am făcut-o eu. Vreau să mai fac încă o altă precizare. Primele 4 ochiuri și ultimele 4 ochiuri de pe rând se vor lucra tot timpul pe față, asta pentru că fac parte din bordura laterală și nu fac parte din modelul zigzag-ajur. Și acum a venit momentul să lucrăm primul rând al modelului zigzag ajur, deci vom începe să lucrăm primele patru ochiuri pe față, văzând că fac parte din bordura laterală, exact așa cum am specificat mai înainte. Și după ce am lucrat aceste patru ochiuri pe față, putem să începem să lucrăm modelul, așa că vom începe cu un ochi pe față, după care vom face un jeteu, Următoarele două ochiuri le vom lucra împreună pe față. Din nou, un jeteu. Următoarele două ochiuri și acestea le vom lucra împreună pe față. Și continuăm făcând un ochi pe față. După care, următoarele două ochiuri le vom lucra împreună pe față, exact cum am făcut mai înainte. Facem un jeteu. Din nou, următoarele două ochiuri le vom lucra împreună pe față și terminăm modelul cu un jeteu. Deci acum nu trebuie să facem altceva decât să repetăm acest model până la sfârșitul rândului. Bineînțeles, aduceți-vă aminte că primele patru ochiuri nu fac parte din modelul nostru, așa că nu trebuie să începem cu patru ochiuri. Continuăm exact cum am început, cu un ochi pe față, un jeteu, două ochiuri împreună pe față și tot așa. Dar acum vă mai arăt încă o dată, așa ca să se înțeleagă bine modul în care vine lucrat primul rând. Și acum haideți să mai facem încă o repetiție a modelului, așa că vom continua exact cum am început, facem un ochi pe față, după care... Uh, facem un jeteu, două ochiuri împreună pe față, un jeteu, din nou două ochiuri împreună pe față, un ochi pe față, două ochiuri împreună pe față, un jeteu, din nou două ochiuri împreună pe față și terminăm cu un jeteu. Acest este motivul nostru pe care trebuie să îl repetați până la sfârșitul rândului. Deci când ajunge la sfârșitul rândului trebuie să rămâneți cu patru ochiuri pe Andreaua stângă. Acele patru ochiuri nu fac parte din modelul nostru, dar fac parte din bordura laterală. Tocmai ce am terminat de lucrat primul rând al modelului zigzag, dar, după cum am spus mai înainte, trebuie să terminăm cu patru ochiuri pe față. Și acum, după ce am terminat de lucrat primul rând, a venit momentul să lucrăm pe cel de-al doilea, care este foarte ușor de lucrat. Văzând că toate ochiurile se vor lucra pe dos, cu excepția primelor patru ochiuri și ultimelor patru ochiuri de pe rând, care se vor lucra uh, tot timpul pe față. Deci, lucrăm patru ochiuri pe față. Și ochiurile care aparțin modelului zigzag se vor lucra pe dos, inclusiv jteurile. Și acum a venit momentul să lucrăm cel de-al treilea rând, așa că vom începe cu cele patru ochiuri pe față care aparțin bordurii laterale, după care putem să începem modelul. Și vom începe cu uh, două ochiuri pe față. 1 2 După care facem un jeteu, două ochiuri împreună pe față. Un jeteu și uh, următoarele trei ochiuri trebuie să le lucrăm împreună pe față. Și continuăm cu un jeteu. Două ochiuri pe față împreună. Un jeteu și terminăm modelul cu un ochi pe față. Și acesta este modelul nostru pe care îl mai repetăm încă o dată, așa ca să se înțeleagă bine cum trebuie lucrat. Deci continuăm exact cum am început, facem două ochiuri pe față, un jeteu, două ochiuri împreună pe față. un jeteu, după care următoarele trei ochiuri le vom lucra împreună pe față și continuăm cu un jeteu, două ochiuri împreună pe față, un jeteu și terminăm modelul cu un ochi pe față. Deci acum repetați acest model până la sfârșitul rândului. Ultimele patru ochiuri care fac parte din bordura laterală Trebuie lucrate pe față. Și după ce am lucrat și cel de al treilea rând, va trebui să lucrăm ultimul rând, care este al patrulea. Vom lucra primele patru ochiuri pe față și ultimele patru tot pe față, văzând că fac parte din bordura laterală. După care, ochiurile care aparțin modelului zigzag se vor lucra toate pe dos, exact cum am făcut și pentru cel de-al doilea rând. Bineînțeles, de acum înainte nu trebuie să faceți altceva decât să repetați de la primul la al patrulea rând pe lungimea dorită. În momentul în care ați decis să terminați fularul, vă aduc aminte că trebuie să terminați cu 5 rânduri pe față, exact așa cum am început. Și după ce ați lucrat cele 5 rânduri pe față, a venit momentul să închidem ochiurile. Eu vă arăt metoda care am folosit-o. Așa că am lucrat primul ochi pe față. La fel am făcut și cu cel de-al doilea. După care am suprapus primul ochi peste cel de-al doilea. Și am continuat în felul acesta până la sfârșitul rândului, până am rămas practic cu un ochi pe Andreea. Bineînțeles, pentru a închide ochiurile sunt diverse metode, eu am folosit aceasta, dar voi puteți să folosiți metoda care o știți cel mai bine. Și noi pe astăzi am terminat, dar vreau să vă mai aduc aminte că după ce ați terminat de lucrat fularul acesta trebuie blocat pentru a avea un rezultat cât mai reușit. Exact ca acesta pe care îl vedeți în imagine, vedeți fularul meu a fost blocat și ochiurile au fost întinse cât mai bine, așa ca să se vadă modelul. Sper că acest video tutorial v-a fost util, dacă aveți întrebări puteți să mi le puneți de sub la comentarii și eu vă dau întâlnire data viitoare. Ciao, ciao!